Acuzații grave la adresa polițiștilor din Orșova. Un bărbat în vârstă de 54 de ani susține că a fost bătut măr de polițiștii veniți să aplaneze un conflict cu o vecină. Omul recunoaște că s-a îmbătat și a făcut scandal cu o vecină. Alertați, polițiștii au intervenit și l-au luat la secție, unde susține acesta l-ar fi bătut măr. Îmi puse cătușele și pe drum când plecă cu mine s-a către mine. S-a arăt și când până când a ajuns la poliție, îndete de ajunsei în stadiul ăsta. Când a plecat a fost sănătos, cum se spune, că a fost băut, dar nu cred că a făcut crimă să-i pună cătușele la mâini. Și când mă sună copiii, vină la spital că e cu capul spart, e desfigurat la față. În replică, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți susțin că, de fapt, bărbatul era atât de beat încât a căzut din mașină chiar în fața secției de poliție, în timp ce oamenii legii încercau să-l ducă la spital. Familia bărbatului nu este însă de acord cu punctul de vedere al poliției și vrea să depună plângere la parchet pentru efectuarea unei anchete care să scoată la iveală adevărul.